Un șofer care circula cu viteză pe Valea Oltului a plonjat cu mașina în apa înghețată a râului Olt. Martorii povestesc că șoferul mașinii înmatriculată în județul Cluj a intrat într-o depășire riscantă în timp ce din sensul opus se apropia un camion. Probabil, în încercarea de a evita impactul, șoferul a tras de volan, a ieșit în decor, plonjând cu mașina în râul Olt. Pasagerul și conducătorul auto au reușit să se salveze, în timp ce autoturismul se scufunda. Mașina a fost scoasă la suprafață cu ajutorul unui scafandru după o operațiune dificilă ce a durat câteva ore. Auzi? Puciu nu și ia valiza cu laptopul.